Are specială pentru noaptea învierii. Marți, nu trei ceasuri rele, ci două foarte bune cu HD Harman și Andrei Stoian la Sferă de Interes pe canal 33 și pe YouTube. Săptămâna mare, un subiect mare. Bună ziua, domnule Harman. Ziua bună, Andrei. Deci Harman și Stoian se ocupă de tema învierii, nuanțe geopolitice. Dumnezeule, nuanțe geopolitice, ar trebui exact să citesc biblioteca de la Alexandria ca să eu pot să fac emisiunea asta. Eu nici n-am început-o, deci nu pot, eu sunt abia la ușă, încerc să să înțeleg ce am citit până acum toată viața. Adică... o propunere extrem de interesantă în spațiu public, se conturează o discuție la fel de interesantă și de aprins. Și pasionată. Da, stârnește niște reacții și anume Paștele catolic și cel ortodox cumva să se unească. Până la urmă, cum spune Apostolul Pavel, Hristos nu poate fi împărțit. Este unul, nu? Da, e propunerea profesorului Papa Hagi de la Cluj, din nefericirea seară, n-am putut să... domnului Baconschi, dacă nu mă știu. Așa, domnului Baconschi, fiul marului poet Baconschi al proletcultismului românesc. Eu nu am avut, n-am putut aseară, din nefericire, eu am vrut să-l invit la o emisiune să ne răspundă la redeschiderea acestei eterne discuții. Discuția este, Dumnezeule mare, atunci când catolicii au făcut marea greșeală de a face schisma, pentru că este vina lor, da? Intră în sala Bazileului de la Constantinopol și aruncă decretul arogant și rasial superior, aruncă decretul la picioarele Bazileului, decretul de excomunicare, de parcă papa de la Roma avea dreptul să excomunice și astăzi și niciodată în istorie n-a avut dreptul să excomunice creștini, da, și-au asumat și această formă cei de la Roma. Este o discuție care vine în urma acestei traume fundamentale istorice. Și aici eu n-am să merg pe linia, dumneavoastră, pe linia absolutistă pe care unul din prinții Bisericii Ortodoxe Române a mers ieri spunând că Biserica Catolică nu are lumină sfântă. N-am să merg pe această linie a episcopului Teodosie de Constanța. De fapt nu se cheamă Constanța, dar are scaunul de ierarh acolo. Mitropolitul Tomisului, nu? Nu, episcop nu este mitropolit. Nu este ridicat la rang. A fost mitropolie pe vremuri, mitropolia Tomisului, dar nu este. Să nu uităm pe nisipurile pe care calcă acei creștini se află întreaga istoria paleocreștinismului românesc, sap și dai de paleocreștinismul românesc. Și nu numai românesc, ci cel de sinteză. Pentru că vezi tu, când spui hai să facem aceeași zi de Paști, da, intri într-un conflict fundamental cu definiția ortodoxiei românești. Ce este ortodoxia românescă? Este cumva normativ? A fost la începuturi produs doar? Ce rol joacă Ștefan cel Mare în identificarea politică, socială, antropologică, practic civilizațională ca ortodox? Pentru că să nu uităm oare pe Maria de Mangop, influență fundamentală occidentală, influență fundamentală vestică, care și duce la barocul Putnei, la vestizarea, la occidentalizarea cultică. După aceea, bineînțeles, oare pe ultimul, una din nepoatele ultimului Bazileu al Constantinopolului, care este ucis pe străzile Constantinopolului când turcii intră în Constantinopol, la căderea Constantinopolului, al cărui trup nu s-a găsit niciodată. Deci, noi de ce vorbim despre un calcul? În 1927 are loc schimbarea calendarului pe întreg teritoriul României. Da. Este o necesitate, în primul rând, civilizațională. România trebuia să intre în fluxul timpului său, care era timpul vestic. Și excepția care se face și s-a făcut, având în vedere Crăciunul este celebrat în același timp și în același minut cu vestul Europei, cu cel catolic și protestant,
Este singura excepție care se face la calcularea datei Paștelui. Și există datele clare, canonice, biblice, se și spune foarte clar, nu mai știu care apostol, și spune cum se calculează prima duminică după echinocțiu. Deci este foarte clar din punctul meu de vedere că există o regulă care nu poate fi înfrântă. Discuția este, repet, traumatică și post-traumatică, are caracteristicile celor două. Este traumatică pentru că traumatizează permanent în orice timp istoric a avut loc credința fundamentală a bisericilor ortodoxe, că ele sunt ortodoxa pe drumul cel bun. Repet, creând și definițiile ecumenice sau definițiile exclusiviste, cum este cea de ieri, că Biserica Catolică și cea protestantă nu au sfântă lumină, nu au har, da? Sau cea ecumenică, în care se recunoaște Biserica Ortodoxă, recunoaște Bisericii Catolice de la Roma, recunoaște sfințenia sa și, atenție foarte mare, linia directă cu apostolii, da? Dar fundamental, această discuție, repet, fiind traumatică, ea este și post-traumatică, pentru că fiecare traumă în epocile în care s-a dus a creat efecte post-traumatice. Deci încă nu înțeleg cei doi ce au dorit. Dorim un minut, dorim apunsenizarea, occidentalizarea până în ADN-ul unei construcții, pentru că ortodoxia este proces de sinteză. În România nu există un ortodoxism românesc. Există o ortodoxie de sinteză. Noi suntem pe marile fluxuri ale influențelor ortodoxe și catolice în același timp. O să râdeți, Nicolae Iorga, când a spus că noi eram la intersecția intereselor unor mari imperii, nu? Și Nicolae Bălcescu la fel, nu se referă numai la interesele economice imperiale, de hegemonie, de tip austro-ungare, de tip germane, de tip franceze sau ruse, influențe culturale, ci și influențele masive culturale. Da, da. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, domnul Vasile Bănescu, a declarat ieri că posibilitatea și dorința sărbătoririi Paștelui la aceeași dată în toată lumea creștină au rațiuni și justificări depline, rămânând un ideal absolut dezirabil. Da, este o mermeleală. Aici domnul Bănescu face un compromis care eu cred că îi va aduce multă critică în interiorul Bisericii Ortodoxe. Și am să spun de ce. Da, încă ceva. Nu este o soluționare, nu problemei, nu este una de natură dogmatică, ci una de unitate interbisericească și presupune reînceperea unor consultări între Biserica Ortodoxă și cea catolică. Da, este aici eu cred că purtătorul de cuvânt, eu nu sunt exeget, da, al niciunei dintre religii. Cunoștințele mele, repet, se duc până la ușa bisericii, până la ușa bibliotecii din Alexandria. Deci eu n-am intrat încă în marea sală ca să-mi dau seama dacă pot să fiu un inițiat sau nu. Dar pot să-ți spun un singur lucru. Declarația domnului Bănescu este atât de ecumenică încât zahărul pudră a căzut și pe jos. Nu, problema nu este de dialog între cele două biserici. Problema este cu reală. Alegerea sărbătoririi învierii Fiului Domnului este crucială pentru definiția însăși a identității creștine. Nu numai ortodoxe, cât și cea catolică, protestantă, etc. Noi avem în acest moment o parte a lumii ortodoxe care este ignorată, superior rasial insultată, superior civilizațional insultate de către toate puterile vestice. Mie mi se pare că profesorul Papahagica și Baconski n-au realizat, nu știu dacă este profesor, dacă pot să-i spun Baconski profesor, dar n-au realizat că ei merg pe o linie de superioritate. Noi nu putem occidentaliza ortodoxismul. Cum? Da, asta se încearcă, occidentalizarea ortodoxismului? Din punctul meu de vedere, da. Și plângerea pe... Păi dacă nu este occidental, ce este ortodoxismul? Ce natură are? Nu este occidental. Păi și ce natură are? Păi cum să fie occidental? Dumnezeu e mare. Cum să fie? Cum să fie occidental ortodoxismul? Și cum l-ați caracterizat dumneavoastră? Așa cum mi se spune, drumul drept.
Am înțeles. Este linia fundamentală. Ați introdus occidentalizarea. Da, occidentalizarea. De aceea vă întreb. Creștinismul, deci, Crăciunul a devenit un fel de luna cadourilor. Noi uităm că noi celebrăm nașterea Fiului și am transformat-o în păgânismul nostru, care este fundamental, atenție, benefic dezvoltării antropologice. În păgânismul nostru am transformat-o de la simbolul mamei până la simbolul iubirii, până la domnei naștere. Eu nu știu dacă toți acești exegeți au văzut cum arată o naștere. E murdară, e plină de sânge, e plină de durere. Ca să fim foarte clar, dacă mergem pe biologie, suntem duși. Crucificarea este la fel. Ceea ce nu se înțelege este că identitatea creștinismului începe și se termină în durere, în sânge, în lacrimi. Și ca să-l propui să facă cu ouăle roșii, da? Ce este Vinerea Mare? E trecerea prin mormântul Fiului. La ieșire noi așteptăm învierea. Este promisiunea profetică a duminicii învierii, a nopții învierii, care de fapt la Ierusalim este între, dacă nu mă înșel, între 3 și 4 ziua. Noi avem noaptea de înviere. Învierea, când noi avem noaptea de înviere, învierea a avut loc deja la Sfântul Mormânt. Procesiunea. Deci, aceste tipuri de propuneri, la asemenea superficialitate a propunerii, este mai mult o occidentalizare a bisericii ortodoxe. Mi-e frică cu această propunere, de fapt vine pe linia unei alte formule, care astăzi o vedem în Ucraina. Distrugerea completă a ortodoxiei ruse în numele unei ortodoxii ucrainiene. Vă dați seama, ucrainienii astăzi și-au inventat o ortodoxie. Mâine o să-și inventeze și un catolicism. Poi mâine și un iudaism. Răspoi mâine și un judpiterianism. Aici este problema fundamentală și de aceea spun că are două sensuri, atât traumatic cât și post-traumatic. Domnul Bănescu aici încearcă să, în acest comunicat care pe mine personal m-a uluit prin superficialitatea gândirii. Nu realizează că a încercat să împaci și capra și varza, înseamnă de fapt a crea o nouă traumă. Atâta timp cât unul se declamă de la Sfântul Petru în persoană, dar nu știm unde-i mormântul. Și că vreo 8 secole i se pierduse mormântul lui Sfântul Petru și după au descoperit ei un mormânt pe la Vatican și au zis că ăla e mormântul, dar nu se știe exact. Atâta timp cât tu nu ai mormântul fondatorului, pe când cealaltă biserică creștină pe care tu ai excomunicat-o în numele valorilor tale romane, că de-aia se cheamă romano-catolică, pentru a elimina alți creștini, noi să avem puterea. Că asta este imperialismul religios vestic, pe care îl observăm astăzi în Liban, în Israel, peste tot. În marile cercuri inițiatice observăm acest imperialism care de 1000 și mai bine de ani se întâmplă. Eu nu apăr Biserica Ortodoxă Română, eu apăr ideea în sine. Și dacă Roma greșește, și dacă Papa Hagi greșește, în numele unei occidentalizări forțate și împotriva firii. E necesară occidentalizarea României, dar nu aducerea și copierea copy-paste ca la doctoratele date unor lideri români pe sub masă, a esenței discuției, care este traumatică. Nu poți să spui a jumate din creștinismul umanității pe care l-ai desconsiderat tot timpul, pe care l-ai insultat tot timpul, tu marele Heidelberg, tu marele german, tu marele roman, nu poți să le spui lor că n-au dreptate. Cum nici ceilalți nu pot, prinții bisericii ortodoxe, să spună că biserica catolică nu are sfântă lumină. Iată trauma și iată ce creează ca efect traumatic. Dar în ce context vine, domnule Hartmann, această dezbatere? Exact în ceea ce v-am spus, în contextul, aceasta este o formulă subliminală de eliminare a esenței ortodoxismului. Biserica Ortodoxă Română, ca și cealaltă biserici, fiind văzute ca elemente de influență ruse. Și hai să o occidentalizăm, să o ecumenizăm, să nu cumva să mai îndrăznească, să gândească. Biserica Ortodoxă Română are influențe puternice din zona Greciei, mai degrabă ortodoxismul grec. Da, nu numai. Este, repet, o ortodoxie de sinteză. Să nu uităm lupta lui Ștefan cel Mare între Polonia catolică și influențele ortodoxe. Să nu uităm, repet, noi avem simbolurile, să nu uităm catolicizarea forțată, vlaicu vodă. Da.
Da? Să nu uităm, noi avem aceste elemente. Și după aceea, bineînțeles, trauma fundamentală, și aici este familia mea, pentru că la dubla mea ascendență, să spunem, religioasă, deși eu nu sunt un om care să merg, nu sunt un urmăritor al perceptelor, dar la dubla mea ascendență religioasă de familie, uniația cu Roma este o traumă fundamentală care a rămas istorică și astăzi își arată efectele sale, inclusiv juridice. Deci nu poți. Deschiderea acestui subiect este traumatic. Pentru că observăm cum sunt tratați creștinii ucrainieni din Ucraina astăzi, de limbă și de religie ortodoxă rusă, cum sunt tratați ca sub oameni. În numele unor percepte ale superiorității așa zisei ortodoxii occidentalizate. Aici este drama. Și asta a fost tot timpul discuția. Roma niciodată n-a considerat Constantinopolul ca fiind egal. Cât de importantă e discuția asta pentru creștinul de rând? Pentru nu este important. Merge... Aici Papa Agi nu s-a adresat și nici Baconschi, cei doi nu s-au adresat creștinului român, pe care oricum îi ignoră. Cei doi sunt elită culturală. Ei de mult, cum spunea unul din bunii mei prieteni, când m-a văzut odată pe stradă ce a ieșit să vezi poporul, ei de mult n-au mai văzut poporul român. Nici Papa Hagi, nici Baconschi. Nu cred, eu trebuie să, aici vă contrazic, pe domnul Baconschi îl cunosc și știu că este apropiat și de popor și discută cu cetățeanul de rând, să știți. E un intelectual foarte, foarte fin. Și eu n-am spus că nu sunt intelectual fin, amândoi. Dar au contact, nu știu despre domnul Papahagi. Vai, dar domnul Papahagi este fiul marului Papahagi, cum? Și domnul Papahagi i-a moștenit subtilitatea profului Papahagi. Nu, atenție, bătrânului Papahagi. Nu, aici. Domnul Papahagi, nu mă pronunț, da. Nu, dar la domnul Baconschi am o singură problemă. Când ne cerem scuze pentru poeziile proletcultiste ale lui Tăticu? Lăsați-l, până la urmă este alt produs, domnul Teodor Baconschi. Eu cred că da. Acum știți cum e, căutăm în istoricul familiei. Ce naște din pisică, șoare și mănâncă. Credeți asta? Eu nu cred. E legea firii. Credeți? Manifestările domnului Baconschi sunt evidente, nu încap discuții pe tema aceasta. Părerea mea. Acum nu știu. Sunt absolut de acord cu tine și trebuie să avem o discuție viguroasă și absolută asupra așa zișilor occidentaliști care doresc dacă doresc sau nu binele României. Eu nu știu dacă occidentalizarea până în ADN a României face bine României. Nu de știu ce? Dacă nu s-ar putea să ne pierdem identitatea, să devenim niște utilizatori de produse occidentale, da, în loc să, atenție, în loc să creăm civilizație. Noi suntem civilizație. 2000 de ani, Andrei Stoian, poporul ăsta a construit civilizație. Nu poate să vină nici Parisul, nici Londra, nici Washington, nici Berlin, nimeni din vest să spună poporului român că nu are civilizație. Și în baza faptului că este majoritar ortodox, este desconsiderat. Și acești intelectuali cu diplomele lor în străinătate vin și exact asta fac. Domnule Harman, n-a spus nimeni, n-a venit nimeni din Occident să spune să gata cu civilizația de aici. Păi s-a terminat. Schimbarea ADN-ică a esenței ortodoxe din România duce la schimbarea ADN-ică, deci duce pe cale de consecință la dispariția identității românești. Ne vom trezi cetățenii ai unui imperiu european, sub imperiu, de fapt, că asta s-a dovedit la ultima întâlnire de la Beijing, că Madame van der Leyen, sau cum o cheamă, avem în agenda nici n-a intrat bine. În săptămâna catolică a învierii ea se duce să facă politică de trei parale în loc să stea în genunchi, să se roage. Asta e realitatea Europei de astăzi. Cu Macron și China îi dă și lecția de civilizație. Deci atenție mare, aici e problema, că riscăm atingând identitățile profunde, reale. Eu nu spun tradiții, eu nu spun, repet, duceți-vă la expresia picturală a profesorul Răzvan Teodorescu, este poate cel mai mare Baconschi, nici nu exista când exista Răzvan Teodorescu. Și să vă explice, citiți cărțile, Dumnezeu să-l ierte, și să vă explice care au fost evoluțiile, care a fost sinteza și unde a dispărut și s-a încercat dispariția identității civilizației românești. Pentru că sunt hiatusurile, sunt voievozii care au trădat România, sunt mari pictori care au uitat de România. Deci, atenție! Noi trebuie să vedem în dedesubtul
lucrurilor, pentru a înțelege imperialismul religios, cultural, economic al vestului și pentru a menține independența și suveranitatea acestei civilizații, nu statului. Eu vorbesc de civilizația română. Când în jurul nostru se manifestă niște forme absolut aberante de ură la adresa unei națiuni, la adresa unei rase. Aici este drama. Și drama este că această propunere nu-mi satisface mie răspunsul la întrebarea, nu-mi dă răspunsul pozitiv la întrebarea, dar de ce te-ai trezit să o faci? Haideți să vorbim puțin după pauză, discutăm despre această nouă ordine mondială. Uite, voilà, că aici vreau și, să ajung. Și tema învierii, vedem cum poate fi propunerea lui Papahagi după pauză, închid înainte de pauză, propunerea lui Papahagi nu va duce la învierea civilizației românești. Întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Aceeași vervă, cu aceeași pasiune și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur, dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interese, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Toți. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim în Web3 și nu în Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Vizita președintelui chinez Xi Jinping e prima vizită externă, înțeleg, pe care o face după realegerea sa în funcția de-abia l-au reales. Da, poate că și simbolic faptul că faci prima vizită. Ne-am întors la Sfere de Interes, ediția de marți cu HD Harman și Andrei Stoian, live pe canal 33 și pe YouTube. O discuție aprinsă aici. Domnul Harman, dacă ar fi să luăm în calcul ultimele aranjamente pe tabla de șac sau de Weiqi, cum spunem noi emisiunile noastre, cumva noua ordine mondială se duce undeva în Asia.
Pivotul asiatic are loc peste tot. Asiatic, da, da. Are loc peste tot, fără discuție. Din ce vedem, momentan. Da, 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 da. Domnul Harman, cum se împacă această temă a învierii cu spațiul asiatic și cât de îmbrățișată este această temă de asiatici? În și mă rând, refer la China în principal, pentru da, că China da, dă în primul tonul... rând tu ai axa... Păi nu, spațiul asiatic are o axă, că de-aia se cheamă Euroasia, de fapt. Spațiul asiatic are o axă, este celebra graniță de 3000 de kilometri între Rusia ortodoxă și China, nici nu știu cum să-i spun, confucianist, nici nu știu ce religie are China. China are minorități majore de tipul uigurilor care sunt musulmani. Musulmani, da. Da, în partea, dacă ne amintim, vestică a China. Da. Da? Chiar spre Asia Centrală este jocul. Are minorități creștine, a fost o minoritate creștină extrem de violentă în preluarea intereselor economice ale Chinei și deturnarea lor către marile imperii ale vremii, că au fost britanice, germane, franceze, etc. Jocul acesta pe care îl vedem, euroasiatic, este dat de o necesitate geografică. Și o să râdeți. Aceeași necesitate geografică a dus la construcția Constantinopolului. A dus la tocmai la dispariția Constantinopolului. Era necesitatea geografică, în primul rând, de a se construi o nouă Romă, departe de corupția, incompetența, de decăderea Imperiului Roman, care după epoca sa civilizatoare, după epoca sa de crime în masă, de genocid, dar epoca în care și-a lăsat amprenta în istoria umanității, ajunge în exact secolul dispariției sale. Și atunci se mută fizic, este o necesitate fizică de mutare a locului. Constantinopol este ales între, nu, este intersecție între mări, este aproape profetică alegerea locului. Și ce face atunci Constantinopol? Ce face construcția Constantinopolului? Duce la ce? La unirea a două continente. Constantinopolul este iarăși sinteza. Voi folosi cuvântul sinteză pentru că ortodoxia este fenomen de sinteză. Nu este dictat de niște preoți bătrâni adunați la Nicea timp de secole, dădeau ei dicte. Fără să ia în considerare nici adevărul istoric, nici liturgic, nici normativul canonic, nimic. Stăteau ei la Roma și se gândeau ei că sunt superiori rasiali. Cum de altfel, senatul Romei, Republicii Romane sau imperatorii sau cezarii Romei gândeau la fel, că erau civilizația. Aici este problema și conflictul. Constantinopolul deschide Asia. Și atunci când Imperiul Otoman vine din Asia, se construiește din Asia și dă cu nasul de Europa, are nevoie și iată necesitatea. Are nevoie fizic de Constantinopol. De ce? Pentru că are Europa în față. Da, nu simți că Asia este... Deci fenomenul de 1000 de ani al Constantinopolului, al Imperiului, al Bizanțului, da? Care stă cu fața la geamul Asiei. Se întoarce împotrivă-i în momentul în care Imperiul Otoman, în maxima ascensiune, după Murad al II-lea, după cuceritorul Constantinopol, avem secolul femeilor, secolul de aur al Imperiului Otoman. Și în care una nu era musulmană. Una din mamele celor mai mari sultani, de la Magnificul până la Bayezid, Ilderim, și apoi până la finalul acelui secol, nu era musulman. Deci, e exact invers fenomenul. Astăzi asistăm identic. Europa Occidentală avea nevoie de o linie de apărare împotriva Rusiei Sovietice. Și naște această fenomenală organizație a Atlanticului de Nord. Nu știm cât de eficient a fost. Dar a permis Americii să-și construiască timp de 80 de ani, Statele Unite să-și construiască pilonii de influență. Și la un moment dat Obama decide, pentru că nu mai putea economic. Pivotul asiatic. Pivotul asiatic. Și în acel moment ce se întâmplă? Îi reușește în primii 10 ani. Americii reușește în primii 10 ani pivotul asiatic.
Numai că știți ce se întâmplă? China începe să se sperie. Că îl vede la un geam pe american, îl vede pe rus la alt geam, îl vede pe francez la alt geam, ba pe la poartă dă cu nasul unul care se dă mare democrat și iubitor de valuri denumit australian. Ba Marea Britanie tot ciocăne, dați-ne înapoi imperiu care că nu v-am omorât destul. Dați-ne imperiile și dați-ne avuțiile voastre pe nimic. Că asta vor toți. Și atunci ce face? Ca Imperiul Otoman, ca Imperiul Bizantin, ca Imperiul Roman, mută granița și o mută pe linia rusă. Asta înseamnă pivotul asiatic. De fapt, pivotul asiatic, o să vedeți, nu e numai american și rus. Și am explicat pivotul asiatic al Rusiei prin războiul de agresiune în Ucraina. Este și pivotul asiatic al Chinei, al Asiei. Ei mută linia și spune, stați bă că voi stați aici în geamul nostru. Ne amenințați prin Taiwan, ne spuneți că Taiwanul, teritoriul furat de japonezi, confirmat furtul de britanici și de către americani, dintr-o dată ne trezim cu voi la geamurile noastre. Păi ce căutați aici? E aceeași teorie de securitate. Du-te și pune soldați chinezi în Cuba. Să-l vezi pe domnul Biden cum va țâțâi de piciorușe, cum va da din piciorușele lui de nu se vede. Toată America va sări în sus. În 5 țări europene sunt bombe atomice americane. Nemții au aflat de bombele atomice Pershing după 20 de ani. Habar n-aveau nemții din RFG că au bombe atomice americane. După 20 de ani, de unde și marile manifestații împotriva prezenței armamentului nuclear de la bazele militare din timpul lui Reagan, americane, din Germania, pe timpul lui Reagan. Haideți să ne cu gândim milioanele. Să și facem... n-am terminat ideea. Vă rog. Dar sărim în sus când mută Rusia bombe atomice în Belarus. Păi stai o clipă, 5 țări europene non-atomice, atenție, non-atomice, care nu au bombe atomice, ele însele, au bombe atomice pe teritoriul lor, dar Rusia n-are voie. Este identică în China. S-au trezit cu toții că... Da, bine, asta da. Nu justifică absolut nimic. E ca și cum e what about. Cam așa e. Da, și este adică ipocrizia de care vorbesc. Adică vă simțiți confortabil cu bombe atomice în Belarus? Nu mă simt confortabil cu nici bombe atomice simt. În Germania. Nu, eu nu mă simt confortabil cu bombe atomice în Belarus. Nu, eu nu mă simt în Germania. Atâta, de ce trebuie să le am? Atâta timp cât suntem sub umbrela Uniunii Europene și NATO. Nu, dar de ce trebuie NATO, să le am? N-ar trebui să fim... Nu, n-ar trebui să avem bombe atomice atâta timp cât suntem sub umbrela unor țări democratice. N-ar trebui să avem bombe atomice în nicio țară. Mă îngrijorează în Belarus, sigur. Da, nu știu dacă mă îngrijorează Belarus. Uite că nu știu dacă m-ar îngrijora Belarus cât mă îngrijorează faptul că o bombă atomică la București din Germania face 3 minute. A, uite că nu știu cât m-ar îngrijora faptul că Belarus își pune bombe atomice ca să amenințe în realitate. Ca să este o amenințare la adresa noului vultur pro-american care se cheamă Polonia. Eu mă întreb un singur lucru. În țările democratice nu trebuie un referendum să-ți aduci bombe atomice? Pe mine mă îngrijorează încălcarea democrației în țările mele, în comunitatea în care eu cred a democrației. Pe mine mă îngrijorează faptul că o instituție nucleară, un stat nuclear cum e SUA, vine în state non-nucleare și pune bombele ei atomice. Mă îngrijorează enorm, pentru că asta nu e gest democratic și nu este gest de securitate. Cer scuze? De ce să mă îngrijorez de Belarusia și să nu mă îngrijorez că se află în Italia bombele atomice? Și sunt convins că poporul italian n-a votat să aibă bombe americane nucleare în Italia, pe teritoriul său. Credeți că bombele din Italia s-ar îndrepta împotriva României? Eu cred că cele din Belarus s-ar îndrepta împotriva României. Dacă mai continuăm așa și facem compromisuri la adresa securității naționale și suveranității, ne vom trezi victime sigure al unor neînțelegeri internaționale. Dacă mai continuăm așa. Ar trebui să ne exprimăm și suveranitatea națională. Nu numai interesele altora. Așa este. Aici ați de acord cu tine. Dar din acest punct de vedere... Când vorbeai de înviere și vorbeam, că pornisem de la acea linie. Da. China mută acel geam prin care se tot uită neobrăzații din vest și tot dau lecție. Păi Macron s-a dus la Beijing și a vorbit de două ori mai mult decât gazda. Avem un agenda și aș vrea să asta discutăm. Asta e o brăznicie. Să discutăm un detaliu despre Madame van der Leyen, știți cum e? Madame van der Leyen, știți că la o întâlnire diplomatică nu te duci la, când ești invitat, dar nici când ești gazdă. Dar nu te duci cu lista de nu. Macron nu s-a dus cu o listă de nu. Madame van der Leyen, când a început să citească, a început. Nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Bă, unei civilizații de 5.000 de ani nu-i face asta.
că te crezi tu superior civilizațională, că te cheamă Van der Leyen. M-aș duce puțin în tema, pentru că a spus-o pe tavă, cumva. Arabia Saudită se alătură Organizației de Cooperare de la Shanghai. Da, este partener de dialog acum, are statut de partener de dialog la BRICS, se duce iarăși, a făcut cerere. Tunisia a anunțat da, că vrea să adere la BRICS. Și mi-a plăcut declarația președintelui Tunisiei, să nu mai interesează că Franța să ne spună ce să facem. Atenție! Președintele Tunisiei a avut o declarație alaltă ieri de o duritate extremă, pentru că s-a apucat să domnul Macron să dea lecții, că el pe om se duce de lecții. Eu nu știu acest jupiterian care are Franța în flăcări de 3 săptămâni, eu nu știu băiatul ăsta cum crede că poate să ne dea nouă lecții. Am avut și apropierea între Arabia Saudită și Iran, mediată de China, parcă se reface așa o axă... Cu Siria Moscova, intermediată de Rusia, și acum avem cu Iemenul, apropo. O să discutăm. Da. Exista pe vremuri de mult... Da, e de mult, pe vremurile noastre, nu? O axă Moscova-Beijing-Teheran. Era acel The Great Game, prin care, evident, Imperiul Britanic dorea să aibă acces la Oceanul Indian. Da, pentru că era un zid, practic era un zid chinezesc care bloca culoarele comerciale și de profit ale imperialiștilor britanici. Așa este. Revine acest mare joc pentru Oceanul Indian, pentru Asia Centrală, pentru că este și Asia Centrală. Da, automat. Păi da, în primul rând ai avut prima încercare reală și, aș spune eu, periculoasă pentru distrugerea Chinei prin incitarea uigurilor prin acea invenție americană că uigurii sunt uciși în China. Până la ora actuală, eu nu știu dacă povestea este adevărată sau falsă și am să spun de ce. Americanul a inventat, inclusiv au trimis un secretar de stat cu o fiolă cu praf alb și a zis, uite ce face Saddam Hussein, și au distrus Irakul. Uite, apropo, s-au făcut 20 de ani. Duminica trecută, s-au făcut 20 de ani de la invazia ilegală și legitimă americană în Irak. Și distrugerea acelui stat și acelei națiuni. Astăzi, Irakul nu și-a putut reveni după 20 de ani de la distrugerea americană. Deci, și mă întorc, eu n-am văzut dovezile. Acuzațiile au curs la adresa așa zisului genocid chinez, ordonat de guvernul central de la Beijing împotriva minorității musulmane uigure. Dar cum americanii sunt experți în a inventa dovezi, nu le-a văzut nimeni. Întrebarea mea este, încercarea aceea de a distruge statul, pentru că este clar că încercarea de a distruge, încercările americane, anglosaxone, eu le spun, și britanice și americane, de a distruge diversi oponenți, sunt încercări de a distruge statalitățile lor. În Rusia se vorbește că este imperiu multinațional. Eu nu cred vreodată că Rusia a negat faptul că există mai multe națiuni sub guvernul central de la Moscova. Eu nu cred acest lucru. Da? Și astăzi ne folosim de teoria sovietică, dacă ne amintim, care a vrut distrugerea statului român. Astea erau comuniștii sovietici de tip Șora, de tip Paucăr, de tip toți, care susțineau în anii 30 că România este un imperiu multinațional și că atare trebuie distrus ca stat și fiecare minoritate să-și preia teritoriul și să fie statul în sine. Asta era teoria sovietică de distrugerea statelor. Identică această teorie a fost acum preluată de Londra și Washington, care spune că Rusia este multinațională. Hai să o distrugem, să o transformăm în 50 de state. Și acum aceeași teorie se pare că se dorește a se aplica și Chinei. Dacă vrei să distrugi un stat de mărimea Chinei sau de mărimea Rusiei, da, acționezi eficient pe minorități. Și atunci, da, statul se prăbușește din interior. Este o regulă clară. Da? Și atunci, dovezile n-au apărut și la un moment dat în The Great Game, cred că cine a oprit acest joc foarte periculos anglosaxon la adresa suveranității ambelor state și la adresa culturilor și civilizațiilor lor, a fost India, care nu s-a băgat. De ce? India are aceeași problemă, este multinațională. Și știe cum a fost înfrântă și ocupată ilegal de Imperiul Britanic și Imperiul Britanic a furat-o timp de secole. Fapt, britanicii voiau să pătrundă... Prin ce au pătrund? Prin India, în zonă. Și britanicii prin ce au distrus India și unitatea indiană? Prin exacerbarea conflictelor între musulmani și hinduși, între diverse religii și între diverse caste. Asta a fost politica britanică timp de 4 secole. Deci cine vorbește mie ce civilizații au dus britanici în India, le reamintesc cifrele. Au jefuit India 4 secole. Dar, mă întorc,
Ceea ce cred că a oprit pentru moment acest great game anglosaxon de distrugere a 70% din populația umanității, că acolo se află, așa, este tocmai faptul că India, având trauma britanică în istoria sa, nu a permis acest joc. Și atunci, în acest moment, repet, China, cu ultima vizită la Moscova, a mutat efectiv linia, a zis, ia nu mai stați, bă, voi pe geamurile mele, ia duceți-vă și uitați-vă la ruși și ajute-o pe ruși să-și spele geamurile, că tot murdăriți cu nasurile voastre murdare, murdăriți geamurile Rusiei. Oare? Da, da, sunt absolut convins că se mută linia. Și linia este pe linia de demarcație, așa cum, repet, a fost Constantinopolul. Constantinopolul moare când? Când Murad al II-lea poate să construiască cetăți în spatele european al Constantinopolului. În acel moment punctul nu mai era geografic și geostrategic real. Nu mai împărțea lumea în două. Căderea Constantinopolului face din Imperiul Otoman putere europeană. Căderea Chinei va face din oricine o învinge, dacă o va învinge, putere mondială pentru un secol, două. Pentru că de acolo se poate fura enorm. Enorm. Cum au furat 4 secole britanici din India, din Canada, din Australia, așa va fi și cu China. De-aia când președintele Xi spune tot timpul nu va urma un secol de umilință. Da? Nu va mai avea China nu va mai cunoaște un secol de umilință. Se apropie într-un fel de declarație aceea. Toată lumea a considerat-o bezmetică, dar foarte reală, de supraviețuire națională și statală a Rusiei. Dom'le, lumea poate să trăiască. Rusia poate să trăiască fără lume. Fără mediul înconjurător. Dar lumea ceva împotriva nu Rusiei ca, nu va, okay, ca dar lumea nu va supraviețui fără Rusia. Absolut toată lumea occidentală la ora actuală are o problemă cu statul rus. Ce s-o spune un expert? Sau cu Putin, nu cu Putin, cu statul cu regimul rus. Lui. Nu, e statul rus aici. Este o... Păi uite-te ce se întâmplă în toată lumea. Rusofobia nu este putinofobie. E rusofobie. Uite-te ce face Zelenski în Ucraina. Dom'le, se duc niște ăia și pun mâna pe biserici ortodoxe de 1000 de ani. Ăia acolo sunt de 1000 de ani. Haideți să ne întoarcem la Arabia Saudită. Foarte interesant cum ați punctat. Arabia Saudită și rebelii Houthi au stabilit o linie de comunicare. Ambasadorul Arabiei Saudite în Yemen, Mohamed Al-Jaber, s-a deplasat la Sana. S-a întâlnit cu reprezentanții rebelilor Houthi. Da. S-au întâlnit și cei... Deci ambasadorul a fost și cu o delegație din Oman, din Sultanatul Oman. Păi a fost întâlnirea, de fapt a fost negociată prin Oman. Exact, prin Oman. Da. Deci se dorește un armistițiu, se dorește încetarea focului. A fost și o schimbare de prizonieri de război, dacă ne amintim, o schimbare de prizonieri. Arabia Saudită a eliberat un număr important de prizonieri. De nivel înalt, apropo. E o foaie de parcurs. Este o foaie de parcurs, luni, dar în cazul Sana, în cazul Yemenului, părerea mea este că aici Arabia Saudită a acționat numai după ce a putut avea o înțelegere cu Iranul. Părerea mea este că întâi și-a asigurat proiectul iranian că va merge. Apropo, delegația Ministerului de Externe Saudit deja ieri era la Teheran pentru a pregăti în aceste 60 de zile, pentru că asta e decizia, în următoarele 60 de zile, pentru a pregăti practic deschiderea, redeschiderea ambasadei. Deci lucrurile merg într-un ritm fundamental. Totodată, nu este confirmată, dar vom afla probabil că va fi confirmată, a fost și vizita lui William Burns, directorul CIA în Arabia Saudită, întâlnirea cu diversi lideri ai comunității de informații saudiene, inclusiv cu prințul moștenitor și actualul primul ministru Mohammed bin Salman, unde gurilele răspund, nu am confirmare oficială, atenție, MBS ar fi spus că nu-l mai interesează sub nicio formă să-l mulțumească pe președintele Biden. Președintele Biden întotdeauna a avut o atitudine disprețuitoare, nu negativă, atenție, că s-a trecut de negație, disprețuitoare față de familia regală saudită și declarațiile lui întotdeauna au fost extrem de vitriolice, au trecut de norma diplomatică de conflict, adică s-au dus la atacuri personale și eu cred în această vizită a lui William Burns și cred în declarația primului ministru, prea licul, prea sursele l-au dat-o
cu emfază asupra declarației primului ministru, prințului moștenitor saudit. Deci William Burns în vizita aceea a reiterat faptul că SUA nu sunt neapărat fericite cu deschiderile saudite în privința Iranului, în privința Yemenului, în privința Siriei. În Siria să nu uităm că întâlnirea s-a făcut ca urmare a medierii Moscovei. Deci, vezi tu, aici faptul că a intrat în Shanghai Group, în grupul de cooperare de la Shanghai, Qatar, regatul saudit, dovedește că știe imediat să-și folosească culoarele care i s-au deschis, pentru că pe de o parte folosește China pe dialogul cu Iran și pe cealaltă parte folosește Rusia pentru dialogul cu Siria, care să știți că amândouă dialogurile sunt extrem de contundente. Jocabil. Da, însă se pare că SUA aici au fost extrem de surprinse. Se pare că aici SUA nu au văzut-o întâmplându-se. Deci, lăsând propaganda care s-a tot jucat pe aici și peste tot în presa occidentală de asta, de popor, că SUA au aprobat de fapt mișcarea cu Iranul, de fapt ceea ce a enervat până la final și a dovedit că mișcarea cu Iranul nu a fost foarte bine cunoscută de către SUA, a fost revenirea în familia arabă a Siriei și a lui Bashar al-Assad. Discutăm după o scurtă pauză despre toate aceste evenimente de pe scena globală. Sigur, vorbim și despre vizita lui Macron la Beijing și despre declarațiile pe care le-a făcut în cadrul unui interviu. Ne întoarcem în 5 minute. Orașul Bucuriei. Să vorbim despre râme și ce fac ele, râmele, pentru noi. Da, Helciug. Un alt om. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, pentru că te curtez de mult timp. Mai multe mari iubiri în viața noastră? Sper că da. Cum să ne simțim mai bine cu corpul nostru și cum ne ajută corpul nostru să fim mai bine? Pe invitata mea de astăzi, ați recunoscut-o deja, nu aveam cum să o țin secret, pentru că... Mai ales că sunt toată roz, cu toți secret, unde mă văd este satele. Toată roz, blondă, superbă, o cunoașteți, este chiar ea, Diana Matei. Cât de mult înseamnă acest talent sau simț vizual în profesia dumneavoastră? Să intre într-o atmosferă. Salutare, prieteni! Ziua de muncă începe întotdeauna la Canal 33 cu Jurnal de Business. Să apelăm la experiența și la cunoștințele pe care Ilie Dobre, colegul nostru, le are. Mi-a spus cineva că și dacă aș viețui, de exemplu, 8 decenii, și acolo aș transmite cu aceeași vervă, cu aceeași pasiune și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interes, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da. Ca să fie clar. Harman și Stoian.
Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. O să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim în Web3 și nu în Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Vizita președintelui chinez Xi Jinping e prima vizită externă, înțeleg, pe care o face după realegerea sa în funcția anticipă. Că de-abia l-au reales. Da, poate că și simbolic faptul că faci prima vizită. Contează unde faci prima vizită. Da, sigur că da. Discutăm astă seară despre nivelurile sufletului în Cabala. E bine să ne mai gândim și asupra acelor povești legate de fake news și să cântărim și cu mintea noastră. De mai bine de un an însă suntem avertizați cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat permanent, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oameni și Cărți. Am trecut de la două semestre, la cinci module, patru vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Pe principiu, hoțul ne prins negustor cinstit și dacă ești prins și e sub 250.000, nu te duci la concediu clar, plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beci, nu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când ni se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii.
această plantă cătina atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc, o să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care la sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi, împreună cu Anita, o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune, orașul bucuriei. O să vorbim despre râme și ce fac ele, râmele, pentru noi. Da, Helciug. Un alt om. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Bine... Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, pentru că te curtez de mult timp. Mai multe mari iubiri în viața noastră? Sper că da. Cum să ne simțim mai bine cu corpul nostru și cum ne ajută corpul nostru să fim mai bine? Pe invitata mea de astăzi, ați recunoscut-o deja, nu aveam cum să o țin secret, pentru că... Mai ales că sunt toată roz, cu toți secret, unde mă văd din satelit. Toată roz, blondă, superbă, o cunoașteți, este chiar ea, Diana Matei. Cât de mult înseamnă acest talent sau simț vizual în profesia dumneavoastră? Să intre într-o atmosferă. Salutare, prieteni! Ziua de muncă începe întotdeauna la Canal 33 cu Jurnal de Business. Să apelăm la experiența și la cunoștințele pe care Ilie Dobre, colegul nostru, le are. Mi-a spus cineva că și dacă aș viețui, de exemplu, 8 decenii, și acolo aș transmite cu aceeași verbă, cu aceeași pasiune și m-a bucurat. Vom discuta despre stomatologia ca business. Aș putea spune în cutremur, dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. S-a găsit țapul ispășitor pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interese, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Întors. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina.
Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim în Web3 și nu în Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, ne-am întors, suntem live la Sferă de Interes, ediția de marți cu HD Hartman și Andrei Stoian. Să știți că toată lumea de pe cei care sunt pe YouTube și ne urmăresc pe YouTube, tot spun, domne, haideți, terminați cu publicitatea, haideți mai repede să înceapă Sferă de Interes. Mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. De ultimă oră, în CSAT s-a decis achiziționarea de avioane de ultimă generație F-35. Da, deci înseamnă că SUA au aprobat trimiterea lor în România. Și tot de ultimă oră, președintele Comitetului Militar al NATO vine în România, se va întâlni cu ministrul apărării, domnul Angel Tâlvăr, și șeful statului major, Petrescu. Mâine se vor întâlni. Da, este cea mai înaltă funcție politică în NATO, practic, după secretarul general, șeful Comitetului Militar, cel de strategii, de fapt, cel care face strategiile integrale, sintetizează strategiile integrale ale NATO, este al doua ca funcție importantă executivă. Și este bine că vine în România, pentru că dacă se mute F-35, eu mă întreb, înseamnă că la Cucălânceanu vor fi și înseamnă că în secunda 2 noi intrăm într-o altă epocă a prezenței noastre militare pe această planetă. Devenim deja punct important și devenim țară tehnologică. Nu știu câți piloți vom putea avea pentru pregătirea pentru F-35. Pregătirea piloților, să știți că este un proces îndelungat și special. Este un necesar atât biologic cât și psihologic pentru F-35. Ele sunt cele mai puternice arme la ora actuală, sunt capabile de bombardamente distrugătoare și nu numai, sunt capabile să poarte armament nuclear. Deci aici avem exact ceea ce spuneam, discuția că tu te temi de bombele atomice din Belarus. Da. Eu mă tem de faptul că 5 națiuni europene non-nucleare n-au fost informate că au, la timpul potrivit, și nu li s-a cerut aprobarea prin referendum să aibă bombe atomice americane. Deci e același sistem. Eu nu vorbesc neapărat de ipocrizie, cât vorbesc de o rebalansare strategică. Este clar că prezența F-35 în România va duce la o fundamentală schimbare de optică a echilibrului militar, atât din partea Rusiei, cât și din partea Chinei, atât din partea NATO, cât și din partea României. Intrăm pentru România, se intră pe o hartă a pericolilor necunoscută. Încă nu știm ce ne va aduce bun sau rău prezența lui F-35, dar e bine că le avem. Și e bine că vom avea o generație de piloți, de tehnicieni, în primul rând de ingineri, de IT-ști ai armatei române, care vor avea acces la o tehnologie. Eu am să-i spun așa, este tehnologia care este ultima până la apariția tehnologiei exotice militare americane, care este la ora actuală operațională și care poate să fie capabilă să răspundă unui eveniment critic la nivel global. Deci această generație de avioane este ultima la care orice țară jinduiește, Turcia jinduiește, de exemplu, i s-a condiționat vânzarea de F-35 cu votul pozitiv pentru intrarea Suediei în NATO, pentru aprobarea intrării Suediei în NATO. Deci, din acest punct de vedere, armata română face un pas cuantic. Asta este un quantic leap, este o săritură cuantică, nici măcar geometrică nu mai este. Spre un alt nivel de tehnologizare, spre un alt nivel de înțelegere a câmpului de luptă, spre un alt nivel de înțelegere a pericolelor globale. Discutăm în acest moment de capacitatea F-35 de a se duce până în China. Sunt enorm de mulți vectori care se schimbă, în opinia mea. Acești vectori se schimbă total, sunt vectori globali și îmi pare bine că armata română va avea acces și își va crește o generație care să vizioneze câmpul de luptă, câmpul de pericole militare la nivel global.
Am avut recent un set de documente clasificate ale Statelor Unite. Au fost curse pe o rețea, Discord se numește această rețea. Destul de mare, 100 de milioane de urmăritori, deci destul de mare. Da, și mă gândeam prin anii 70, dacă nu mă înșel, în timpul războiului din Vietnam, s-a întâmplat ceva similar, Pentagon Leaks, da? Au fost, dar atunci Pentagon au fost, Files sau Pentagon chema. Files au fost Pentagon asumate Files. De New York Times. De New York Times, da. Acum sunt curse pe o rețea de socializare. Și mi se pare că tot New York Times a început să publice, dacă nu mă înșel. În ce context vin aceste scurge? E foarte complicat. Cine ar putea să beneficieze de pe urma lor? Este o manipulare de partea cui? Sunt foarte multe întrebări. Chiar azi dimineață discutam cu Cosmin Gușă despre acest lucru. M-au mai sunat câțiva dintre marii ziariști români. N-am să intru în detaliu pentru că există o tehnologie a scurgerii acestor documente și ca om care am avut acces atât la Chaos cât și la SCIF, vă pot spune un singur lucru și am spus două cuvinte ce pe care le Chaos, putem... Ce este SCIF pentru telespectatorii? So. Ca o S, este ca o C și noi nu-i spunem K-O-K că nu merge și de aici a devenit derivatul Chaos, așa, adică haos, dar de fapt nu e un haos. Mm-hmm. SCIF este EAP. SCIF este verbalizarea, sunt două camere fizic, sunt două camere unde cele trei coderi fundamentale ale secretului militar, secret, top secret, top secret, SCI, sunt cele trei coderi, au analizarea informației și sinteza lor are loc în aceste două camere. Ceea ce noi am văzut pe Discord în acest moment și n-am să mă duc decât până la o limită, deci până la o limită a discuției. Ceea ce noi am văzut, toată lumea și inclusiv Statele Unite și Pentagonul a văzut, este un leak de documente care tehnologic, cum să spun, tehnologic putea să iasă din SCIF sau din Chaos. Dar pentru asta înseamnă că trădarea a avut la nivel de 3 stele pe umăr. Stele mari. Eu nu cred la ora actuală că Statele Unite ale Americii au avut, în afară de scandalul Nixon creat de un fost director adjunct al FBI, adică de 2 stele, că ăsta era gradul aceluia, în civilie la FBI, director adjunct înseamnă general 2 stele. Eu nu cred că cineva în armata americană a mai avut un astfel de leak, de scurgere de informații la nivel de 3 stele. SCIF-ul produce informația, Chaos-ul o printează de la solicitarea lui Bush Junior. Trebuie să fie foarte colorate prezentările, cu multe poze. Că domnul Bush Junior era cam greu să-și citească textilii. Și atunci se prezentau exact ce s-a văzut pe scurgerea de informații. Așa arată un PDB. Așa arată o informație trimisă la nivel de vicepreședinte al Statelor Unite și de președinte al Statelor Unite. Exact așa arată. Deci documentele, dacă au fost falsificate, cineva le-a falsificat lucrând aproape 10 ani și știind cum arată. Nu ai acces. Deci vizual nu știi cum arată documentele unui PDB, unei informări prezidențiale. Așa arată documentele. Eu când le-am văzut, eu am rămas uluit nu de inconsistența lor. Pentru că eu știu tehnologia ieșirii acelor documente în mod oficial sunt luate manual de la sinteză, de la KOK, de la Chaos și sunt trimise în fiecare 36 de ore și tot manual sunt introduse în plicul sau în acel dosărel sau în acel album, cum se mai spune, de album, care se cheamă Presidential Daily Briefing, briefingul prezidențial de dimineață. Uneori briefingul este atât, alteori este atât. Uneori este atât, alteori e gros atât. Dar termenii de lucru sunt nu de 24 de ore, ci de 36 de ore. Deci am rămas uluit, în primul rând, dacă este un fals, cine l-a falsificat este... a avut acces sigur, măcar vizual, zi de zi, timp de ani și ani de zile,
la formatul cu poze și cu culori pe care îl ceruse Bush Junior și așa a rămas de atunci. Nu l-a mai schimbat nimeni. 2. Prezentarea documentelor se face manual. Pleacă din schif, nu se pleacă pe dusă-s vremurile, de la Snowden nu se mai copiază nimic pe stick. Da. De la Snowden, de 10 ani. Apropo, s-au făcut 10 ani. Săptămâna asta s-au făcut 10 ani de la celebrul leak Snowden. Deci și aici eu am o întrebare. Important este altceva. În camerele respective, în fizic camerele respective, efectiv se intră doar în uniformă. Nu intri cu nimic. Nu ieși cu nimic. Și scanerele sunt puse special, nici batistă n-ai voie să ai. Deci eu nu cred într-o scurgere din schif sau din KOC, din caos. Eu mai degrabă o bodă scurgere de la nivelul Casei Albe. Ceea ce concluzia mea este că lovitura nu este îndreptată împotriva rușilor aici. Pot să fiu înjurat de toată lumea. Puteți să-mi spuneți orice. Schimbarea datelor, pierderilor, modificării cifrelor nu se poate face în schif. Tehnologic nu poate să aibă loc. Schimbarea a avut loc la momentul inserției manuale în PDB a documentului. Deci cineva a venit și efectiv a bătut la mașina cu litere înalte care permite introducerea unui astfel de document, unei astfel de hârtie. Hârtia este și groasă. Apropo, nu este o hârtie A4, cum își imaginează lumea, care o iei de la librăria preotului devenit mason. Sau preotului pe jumate devenit mason, cum se conzără unul dintre ea prin România. Nu, nu. Are un anumit gramaj, are un anumit tip de consistență chimică, e cu totul altceva. Pe ea nu se poate bate, special. Deci pe ea nu se poate intra pe document. Nu se poate modifica. E special făcută hârtia respectivă. Deci odată printată așa rămâne. E, are loc o modificare. Se vede clar pe calculator că e o modificare. Cineva a făcut-o. Și nu cred că este în interiorul tehnologic al camerelor respective, ci cred că este în momentul introducerii manuale a documentului în briefurile pentru principalii constituționale ai Statelor Unite ale Americii. Ca atare, eu nu cred că această scurgere folosește Statele Unite ale Americii decât într-un singur interes, într-un singur scop. Și aici analiza ta cu privire la Pentagon Papers de dinainte de încetarea focului semnată la Paris între Vietnam și Statele Unite, încetare, dacă știm, la care au fost martori URSS, Franța, etc., diversele puteri europene. Deci, interesul acela a fost servit. Analiza ta e perfectă. Are aceeași metodologie, același obiectiv. Faptul că acolo, ca să se înțeleagă, documentele nu fac parte dintr-un singur dosar. Ele au fost adunate. Și acum, ca să înțelegem vizual și să vă explic vizual. Din camera aceea, camera aceea produce un număr X de kilograme de hârtie printată, care sunt introduse în taib. Taibul este thermal isolated bag. Adică un fel de sac pe o șină, da. Da, în care se introduc documentele. De ce termic izolat? Ca să nu poată să fie citit prin citire termică de către un satelit. De aceea e și celebrul, și fac o paralelă ca să înțeleagă oamenii și cei care mai cunosc și cei care nu cunosc. Ai, de exemplu, celebrul cort prezidențial. În orice hotel unde se duce președintele, într-o cameră este pus un cort unde el are un singur telefon unde poate să vorbească fără probleme, pentru că nu se poate citi termic și sunet. Aceeași funcție o are și taibul. Noi așa îi spunem, taib. Și taibul vine odată la 2 ore în acele camere.
Și tu efectiv le pui, documentele sunt puse de tehnicienii respectiv, care sunt înalți ofițeri, atenție, nu sunt tehnicieni, că nu-și imagineze nimeni că sunt cu lanterna la frunte. Se pun într-un loc securizat, taibul vine, le ia și ele după aceea se duc în ceea ce noi am numit întotdeauna incinerare. Este un incinerator. În 30 de secunde acel incinerator este de microunde, pe sistem microunde, ajunge la 1000-1500 de grade Celsius căldură. Documentul se transformă în nisip, nici măcar în cenușă, în nisip. Nisipul se duce la cadă. Cada este de acid. Este efectiv o găleată cu acid. Și se aruncă nisipul, atenție, rămășițele documentelor se aruncă în acid. Deci, practic, tehnologic, o astfel de documentele, repet, nefiind un singur dosar, ele e clar că au fost adunate încetul cu încetul. Într-o perioadă de 5-7 zile, dacă facem 32 de ore, 36 de ore perioada documentației care se duce la Casa Albă, atunci cred că cam în 7 zile. Pentru că sunt documente disparate, sunt și secret și top secret și SCI, sunt documente care privesc atât jocul pe Ucraina, cât și jocul pe Arabia Saudită, pe Rusia, pe China, pe aici, Franța. Aici vreau să vă întreb. Adică este clar că singurul punct de extracție putea să fie Taibul. Problemă. Pe șina aceea, când trece acel bag, acea, efectiv, e ca un rucsac de la mare, de voiaj. Așa. Când trece acest aspirator de documente, durează 30 de secunde până la incinerator. Magician să fii și nu poți să le adun. Deci mie mi este foarte greu să cred că din punct de vedere tehnologic se poate întâmpla așa ceva. Deci eu nu cred că armata Statelor Unite are o astfel de penetrare. Imposibil. Armata, în general, oriunde în lume, are un nivel de castă. Are un concept psihologic și antropologic de castă. Și e foarte greu să penetreze armata. De altfel, toți spionii pe timpul RSS-ului care lucrau, americani care lucrau în armata americană pentru RSS, n-au fost decât spioni de nivel mic. Au făcut daune, cum a fost, de exemplu, cel care avea acces la codurile submarinilor nucleare, la codurile de comunicare. Au făcut daune enorme. Dar nu erau comandanți, nu erau ofițeri superiori. În SCIF și în KOC nu intră decât ofițeri de rang înalt, repet, de la colonel în sus. Deci aici este foarte important de înțeles. Nu cred că scurgerea a avut loc tehnologic. Nu cred că a avut loc de acolo. Dar luate manual de pe drumul de acolo până la Casa Albă, în interiorul Casei Albe, în interiorul biroului Oval, trebuie să vedem tehnologic. Și acolo, dintr-o dată, unde e un număr fix în SCIF și în COC și la sinteză, dintr-o dată, pe acest drum, acest număr fix se triplează, se quadrublează, devine dintr-o dată într-o creștere geometrică. Și asta este foarte important de înțeles. Este foarte important de înțeles. Acum, ca profiler, pot să mai spun un singur lucru. Extracția s-a făcut manual. De aceea documentele au apărut pe o linie, pe un canal social media, ca să nu se poată lua amprentele de pe document. Înseamnă că efectiv s-a făcut manual în câteva secunde. Ele sunt și împăturite. Ceea ce înseamnă că ele s-au luat dintr-un document original. Va trebui să se vadă din care PDB, din care document de informare zilnică sau odată la 36 de ore a unui principal american lipsesc acele documente. Dar scopul. Da. E foarte important. Aici și ar vrea să discutăm după o scurtă pauză despre scop, despre intenția acestor scurgeri și ce impact până la urmă vor avea, credeți că vor avea aceste scurgeri. Întoarcem după o scurtă pauză. Ne gândim și asupra acelor povești legate de fake news și să cântărim și cu mintea noastră. De mai bine de un an însă suntem avertizați
cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat pe mine, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oamenii și Cărți. Am trecut de la 2 semestre, la 5 module, 4 vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Pe principiu, hoțul ne prinde cu stoc cinstit și dacă ești prins și e sub 250.000, nu te duci la concediu clar, plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beci, nu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când mi se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii. Această plantă cătina atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc. O să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care la sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi împreună ne-am întors, discutam despre acele documente clasificate care au fost curse pe internet. Explicați, domnule Hartman, intenția și impactul lor, dacă vor avea impact. Impact, în primul rând, îți dai seama că nu au loc la nivel. Impactul încă este ca la Snowden. Vezi doar suprafața scandalului și cine vrea să se ascundă, pentru că îți dai seama că în interiorul Statelor Unite, în interiorul guvernării, în interiorul elitei, administrației Statelor Unite, în acest moment lupta este cine-i de vină. Și fiecare își va apăra propriul dorsal. Adică aici știm foarte bine cum ce se va întâmpla. Impactul însă în interior este devastator. 2. Dezechilibrează nu Rusia, ci Ucraina. Ucraina nu știe acum cum să traducă această scurgere. Este un semnal, este o presiune să înceapă contraofensiva care a promis-o de aproape 8 luni de zile. Din toamna anului trecut a promis această contraofensivă și n-a făcut-o. Este cumva o presiune să nu dea înapoi și dacă pierde contraofensiva. Să fim foarte clari, Ucraina nu este pregătită astăzi. Ea vrea 12 divizii. La ora actuală doar 6 sunt capabile să ducă o luptă. S-a observat foarte clar, cu 10 divizii anul trecut, Ucraina a pierdut 120.000 de kilometri pătrați din teritoriul său, ocupați de către agresiunea rusă. Oricât mi-ar spune mie 450 de tancuri, între care, conform documentului secret, ați văzut doar că sunt doar 100 și ceva, practic, pe câmpul de luptă.
În acest moment, la 7 km distanță, în adâncimea frontului rusesc, părții rusești, pe cei 1000 de km lungime, la 7 km în adâncime, se află 1600 de tancuri rusești. Oricât îmi spui că ai 450 de tancuri, oricâte Abrahamsuri îmi spui că ai, nu faci față la 1600 de tancuri. Nu poți să câștigi când ai de 4 ori, când dușmanul tău, agresorul tău rus, are de 4 ori mai mult. Vă mai dau câteva cifre. Datele din document nu se referă la 1 martie, încă nu se știa exact cam cât soldați ruși ar fi în acest moment pe linia de contact, 1000 de kilometri. Repet, frontul are și de o parte și de alta 40 de kilometri adâncime. Acum trebuie să vedem dacă aceste documente sunt autentice, autentice sau nu. Fără discuție. Această, aici, din punctul aici meu, e discuția. Da, sigur că da. Și apoi, Statele Unite vor duce propaganda până la final și vor spune că sunt falsuri. Problema este că cine a făcut aceste falsuri știe cum arată un astfel de document ultra secret. A făcut parte din mecanismul de analiză, de colectare, analiză și sinteză dintr-un schif. În acel moment, acel om, chiar dacă a făcut falsul perfect, da? Știe ce vorbește. Nu este un novice. Și mă întreb de ce a făcut-o. Pentru că a doua posibilitate este să fie altceva. Contraofensiva ucrainiană să se termine nici într-un câștig, nici într-o pierdere. Și atunci trebuie începute tratativele de pace. Francezul, aici, în China, exact. Francezul în China a și spus-o, Macron în China a și spus-o. A spus încă, că vrea China a fost de acord. Nu, dar China a fost de acord că în acest moment e încă moment militar în Ucraina, adică nu s-a decis pe câmpul de luptă cine a câștigat. Și problema, un minut. Și problema, Andrei, este următoarea. Dacă această contraofensivă ucrainiană nu are un element decisiv de victorie, nu întoarce situația frontului, după aceea trebuie tratativele de pace. Și tratativele de pace, ca să fim foarte clari, dacă nu ai element decisiv, sunt în defavoarea ta, chiar dacă ești victimă. Eu reamintesc că România a făcut marea greșeală de a trece, de a trece Nistrul. Aceasta a fost greșeala fatală. Dacă rămânea în Basarabia, nu era nicio problemă. Se putea discuta a cui e Basarabia după al doilea război mondial. Dar momentul în care ai trecut Nistrul și te-ai dus și ai omorât sovietici în Stalingrad, după unde s-a dus el, în Odessa, da? Lăsând lupta, lăsând holocaustul care l-a organizat. Problema fundamentală este că în 45, când România s-a dus, noi am participat din 23 august 44, am întors armele, tăcâie, tăcând, s-a uitat la el, toată lumea s-a uitat la el și sovieticii, și francezii, și englezii, și au spus, America a zis, așteptăm decizia sovietică. Asta a fost, de fapt, strategia americană. A spus, dar voi ce căutați aici? Păi nu voi ne-ați atacat? Hai, cu Basarabia mai discutam, că e diferent istoric, e a mea, e a ta, dar la Stalingrad era al tău? Da, Odessa era a ta? Macron deci a declarat, Macron, da, și deci, da. Un interviu pentru cotidianul Le Zeco, da, da. Când a fost, da, în China, a declarat acum l-a dat, când a ajuns în Franța. Pe durata vizitei în, da, China. Da, da. Dorește negocieri de pace cu Kremlinul în contextul agresiunii ruse în Ucraina. Uh-huh. Macron a declarat că președintele Xi este singurul capabil să-l convingă pe Vladimir Putin, da, să înceteze atacarea Ucrainei. Uh-huh. Și doi, într-un interviu acum când s-a întors recent din China, spune că prioritatea noastră nu e să ne adaptăm la agenda altora. Apropo de politicile SUA în privința Taiwanului. E o ruptură de interviu. El a declarat cu o singură nuanță în interviu acesta. Eu am citit interviu și e foarte interesant. Necesarul diplomatic de negocieri nu se poate obține, și asta a declarat el în interviu și a spus, China este la fel de acord cu această analiză decât după momentul militar. Și atât eu, ca președinte al Franței, cât și președintele Chinei am fost de acord că în acest moment vorbim doar de momentul militar. Adică, și în traducere liberă trebuie să se înțeleagă, și telespectatorii noștri trebuie să înțeleagă foarte clar, în traducere liberă înseamnă că atât China cât și Franța așteaptă ca cineva să câștige. Și dacă o vezi din această cheie,
Scurgerea de informații de la Pentagon despre asta vorbește. Despre pregătirea unei contraofensive ucrainiene care să-i ofere Ucrainei întoarcerea situației de pe front. Altfel, dacă faci negocieri astăzi pe situația actuală de pe front, Ucraina pierde tot. Asta este foarte important de înțeles. China, practic, s-a aliat punctului de vedere occidental. Cine nu înțelege, să nu scrie articole. Și să nu rupă articolele, interviurile. Mai ales că interviul dat la ăsta în Europa, la ziarul din Europa, cum le cheamă? Lezeco. Nu Lezeco, la celălalt. Mă nebunești cu Eco zi. Cum se numește ăsta, celălalt? Politico. Politico, da. A fost dat de pe tarmacul unui aeroport care se cheamă Otopeni. Unde aeronava prezidențială a stat 3 ore, când putea să stea 20 de minute, președintele Franței n-a coborât să respecte poporul și statul român pe al cărui teritoriu se afla, ci n-a coborât decât Madame Colonna, care s-a întâlnit cu feciorul de la externe. Atât. Dar 3 ore a fost interviul pe care l-a dat în Politico, care este și mai devastator. Deci, atenție mare! Cei care nu înțeleg, să nu mai scrie articole. Pentru că am văzut, nu pentru că au vrut să dezinformeze. Sunt media în România care vor să dezinformeze. Ci nu știu să traducă cheia. Practic, Macron a obținut de la președintele Xi aceeași analiză a situației cu Ucraina, care nu-i favorabilă sau nefavorabilă Rusiei. Nu pune China în linie de contact adversial cu Rusia, nu. Și demonstrează justețea politicii chineze. Mie îmi demonstrează inteligența Chinei. China în acest moment, chiar cu relația specială pe care o are cu Rusia, cu această capacitate uluitoare economică, China s-a aliat punctului de vedere european și american, care a spus foarte clar, care s-ar putea, atenție însă, să nu fie cel american. E foarte important de înțeles. S-ar putea să fie numai cel european. Dar s-ar alia punctului de vedere francez, care a spus în acest moment vorbim doar de moment european. Pardon, de moment militar. Militar, da. În Ucraina. Și apoi, după ce acest moment se clarifică, adică după ce începe contraofensiva, apoi putem vorbi de tratativele pe care, subliniază Macron, just, le și pregătim. Deci ei pregătesc cele două posibilități. Ucraina să ranverseze, să întoarcă avansul rusesc și doi, Ucraina să nu poată să facă acest lucru. Problema este că ei pregătesc și China și Europa, Franța recte, pregătesc tratate de pace sau tratativele între Rusia și Ucraina cu menținerea clară a Crimeei în teritoriul Rusiei. Care înseamnă clar înfrângerea Ucrainei. Parcă a prins aripi domnul Macron după vizita de la Beijing. Da. Da. Pentru că doamna von der Leyen a fost, practic, din punctul meu de vedere, ignorată de către conducerea superioară de partid și de stat, cum era pe vremuri celebra frază, dogmatică a Chinei. Domnul Macron a stat 3 zile, este o vizită oficială de stat la invitația președintelui Chinei. S-au semnat foarte multe acorduri. De localizare Airbus în China. Da. Stai o clipă. Este incredibil. Da. Este incredibil. Pentru a obține piața chineză, Franța a fost obligată să delocalizeze producția Airbus, adică să dea Chinei secretele tehnologice. Da, ce mesaj transmite? Păi cum, ce mesaj Macron este? În Europa și în Statele păi Unite. Nu, stai, atenție. Păi nu, el, păi el a vorbit în Lezeco. Da. Și a pregătit interviul, că eu asta spun, cine nu știe să nu scrie articole. Și nu înțelege să traducă. Și a pregătit interviul devastator din Politico. El ce spune acolo? Eu am delocalizat Airbus pentru că mi-ați aruncat în aer, el în subteran, în subtext, să se înțeleagă, pentru că mi-ați aruncat în aer gazul ruso-german, voi ăia, nu știm, jupiterieni. Eu sunt obligat acum, ca să-mi țin piața chineză, să delocalizez secretele de fabricație și procesul de fabricație la Airbus. Atenție, nu e Boeing, e Airbus, care ce este? Industrie europeană. E un consorțiu.
exact ce spuneți dumneavoastră, secretele, deci eu am încredere, da? În China. Asta exact, spune. Exact, pentru că acolo adică nimeni asta... nu o să arunce în aer țevile de gaz. Nu, atenție! Și după aia vine cu declarația bombă. Să nu cădem în capcana de a fi American followers. Ceea ce este, adică să fim urmăritori, să fim subservienții Statelor Unite. Da, el spune cel mai rău lucru ar fi să ne gândim ca noi europenii ar trebui să îi urmăm pe alții. Exact. În chestiunea Taiwanului, să ne adaptăm la ritmul american și la suprareacția chineză. Ei, și atenție, care e traducerea acestei fraze? Că el după aia o și traduce. Păi noi nu suntem în stare să rezolvăm Ucraina și spunem Taiwanului că suntem alături de ei? Casa Albă a ieșit cu un comunicat, domnul John Kirby, da, a spus că ne simțim confortabil și avem toată încredere. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național al Consiliului de Securitate. De securitate. Da, ne simțim confortabil și avem toată încrederea în relația noastră bilaterală excelentă cu Franța și în relația pe care președintele Joe Biden o are cu președintele Macron. Da. Francezii sunt pe care să se implice mai mult în regiunea Indo-Pacific. Da, au intrat în AUKUS acum 4 zile. Dar nu au intrat ca să facă război cu China. Îi spulberă China. Franța nu are capacitatea militară de a ține o zi război maritim cu China. Îi spulberă China. Deci intră în AUKUS, da, dar face ca să fie acolo. Astfel păi de... este singura putere europeană care e putere pacifică. Da, așa este. Ca să fim foarte clar. Sunt teritoriile de Outremer, ales departamente ale da, Republicii. Da, departament special pentru noi. Nu, dar sunt departamente. Da. Sunt ca județele noastre. Da. Nu e colonie, e teritoriu francez. Deci, atenție, președintele Franței face o schimbare uluitoare. În primul rând o ia pe doamna von der Leyen, chinezii o ignoră complet, o și trimite acasă după o zi și dau o scurgere de poză cu ea trecând efectiv condusă prin verificarea de pașaporte non-diplomatice, prin verificarea de pașaporte de pasager normal. Foarte important de înțeles acest lucru. Eu dat poza. Deci anunță Europa că de fapt doamna von der Leyen n-a reușit nimic și are 3 zile președintele Macron să se înțeleagă cu președintele Chinei. Se anunță niște contracte economice fabuloase de localizarea Airbus, care este proiect european comun, sunt mai multe state în Airbus. Tenție, nu Boeing-ul. Deci, și el spune să nu fim, să nu mergem după pasul american. Și el mai spune un singur lucru, să nu ne băgăm în Taiwan. Pentru că aici se știe, Beijing-ul va face un singur lucru. Orice țară care va sprijini SUA în lupta, dacă se declanșează un conflict fundamental cu Taiwan, îi dispare piața din China și îi dispare practic jumate din economie. Dacă, de exemplu, Germania îi dispare piața din China, 34% din PIB-ul Germaniei se evaporează. La ora actuală atât reprezintă din PIB-ul Germaniei. Nu mai spun de Franța, nu mai spun de Rusia, nu mai spun de India, nu mai spun de... Eu atenționez că 27% din datoria publică a Statelor Unite este deținută de China. Deci toate chestiile astea sunt foarte clare. Dacă cineva se va duce cu SUA de partea Taiwanului împotriva Chinei în acest joc american de rupere, de confirmare a furtului Taiwanului de la chinezi, în acea secundă China închide piața acelei țări. S-a terminat cu acea economie. Că e europeană, că e asiatică, că e din America Latină, că e din America de Sud, s-a terminat. De ce toată lumea avea BRICS și Shanghai? Pentru că în momentul în care americanii vor declanșa și vor declanșa conflictul între Taiwan și China sau China și Taiwan, în acel moment toată lumea va sta, zice, noi nu putem că suntem în BRICS. Da, da, e cu China, nu dumne, eu sunt cu Brazilia. Eu sunt curios dacă... cineva din Occidentul colectiv, o țară, va face pasul la un moment dat către BRICS sau organizația de la Shanghai? Nu. Nu. Ei trebuie să rămână în G7. Dacă nu rămân în G7, sunt morți. Uită-te la Germania. Le-a dispărut țeava de gaz
și-a pierdut hegemonia economică asupra Europei. Și o pierd. Se duce în fiecare zi. Bucăți întregi din hegemonia lor dispare. Dispare în aer. Devine fum. Uită-te la Franța. Franța, dacă nu-și menține piața indiană și piața chineză, este moartă. Din punct de vedere economic, e moartă. S-a terminat. Nu, ei trebuie să rămână în G7 și ei trebuie să rămână cu SUA. Problema este că SUA are o lege acum care subvenționează cât bugetul Europei, subvenționează delocalizarea industriilor europene în SUA. Unde este cel mai ieftin kilowatt, apropo, unde este cel mai ieftin litru de benzină, unde este cel mai ieftin închirierea de birouri, da? Și unde nu-ți vine Greta Trotinista și Madame van der Leyen să-ți dea tot felul de condiționări care să-ți ridice prețul de producție. Aici e problema. Ce se întâmplă în Israel, domnule Hartman? Peste 30 de rachete din Liban au lovit nordul Israelului. Da, din sudul Libanului, da. Sfânta luna Ramadanului întotdeauna a fost întotdeauna considerat de către partidele revoluționare marxiste, non-marxiste, de către brațul terorist al fiecărei organizații arabe, ca fiind momentul propice de atac asupra Israelului și poporului israelian. De ce? Pentru că este momentul în care se exaltează sentimentele musulmane și simbolistica musulmană, care este foarte importantă în cultura și civilizația islamică. Cred că s-a luat în considerare acum acest atac, care să știi că a fost unul din cele mai puternice din punct de vedere kinetic din ultimii 7-8 ani. Da. Deci este clar că în 7-8 ani au fost atacuri minore, mai mici, mai puțin importante, dar grupările anti-israeliene din lumea arabă n-au stat deloc cu mâinile în sân, n-au luat vacanță. Din contră, și-au upgradat tehnologic, și-au upgradat capacitatea kinetică. Dacă la unitate, acum 7-8 ani, la unitate de 10 rachete din Liban trimise în Israel, una nu atingea măcar granița, astăzi 5 au atins granița. Și 5 au atins, e adevărat, nu au făcut victime, dar 5 au atins granița, au intrat pe teritoriul Israelului. Deci asta este o dezvoltare tehnologică îngrijorătoare. 5 din 30. Peste un an s-ar putea să fie 10 din 30, peste încă un an s-ar putea să fie 20 din 30 și la un moment dat te trezești cu un sistem de securitate care nu mai este valid și valabil pentru Israel. Adică la un moment dat distanțele mici, tehnologia din ce în ce mai nouă și mai eficientă de creșterea puterii kinetice a unei rachete, a vitezei aceleia, s-ar putea să pună probleme de securitate fundamentală fizică statului Israel. Pe de altă parte, eu cred că lăsând Ramadan, Sfânta Lună a Ramadanului, eu cred că a mai fost și un calcul, care este foarte important. Mai avem 2 minute. Da, a fost calculul cu privire la manifestațiile monstru împotriva reformei lui Bibi Netanyahu, reformei judiciare. Iar eu cred că lumea arabă a simțit că statul Israel este mai slăbit. Focusul pe securitate s-a îndreptat spre această reformă. Eu cred că și acest calcul a prins momentul. A fost un calcul greșit arab, ca să fim clar, nu arab, al acestor organizații. Pentru că până la urmă răspunsul israelian a fost devastator, atât în Gaza, cât și în Liban. Dar mă îngrijorează de ce. Înseamnă că undeva nu s-au rezolvat niște dialoguri. Noi aveam impresia că Trump reușise niște spargeri de fronturi, reușise să se discute, nu. Se revine practic la dialogul în anilor 70. Israelul trebuie să dispară, noi trebuie să avem statul cu capitala la Ierusalim. Nu este nici din anii 70-80 până astăzi, 40 și mai bine de ani, nu este nicio îmbunătățire. Și asta mă sperie. Asta mă sperie în mod fundamental. Fundamental. O să mai discutăm cu siguranță despre acest subiect. Vă mulțumesc. Ne vedem după sărbătorile pascale. Sărbători fericite, Doamne ajută și toate cele bune. Mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi. Ne vedem mâine de la ora 20, o discuție despre influența Chinei în Orientul Mijlociu. Continuați să urmăriți programele Canal 33, urmează Relevant cu Antoaneta Manu. Mai bine! Și cu mine... Arman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Toți. Arman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajare.